Dimineața de vreme, ceața e lipită de drum. Dimineața de vreme, ceața e lipită de drum. Trenul intră în gară, împachetat în fum. Peronul-i pustiu, vântul se joacă hârtii. Peronul-i pustiu, vântul se joacă hârtii. Lumini colorate se aprind ca niște făclii. Șeful de gar mă privește ciudat. De ce nu ești la ora asta în pat, spune-mi? De ce umbli când toți oamenii dorm? Eu în locul tău, zău, aș fi mort de somn. Aici, la vas lui, stă o fată frumoasă. Aici, la vas lui, stă o fată frumoasă. Am venit special așa, să ajung la ea acasă. Vreau să-i fac o surpriză, știi? Când se va trezi. Și bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Am încercat să începem cu un puțin neconvențional și am adus o voce aproape identică cu tatălui său, dar identică într-un sens foarte bun și spun eu că chiar deși pare identică, este una individuală, este vorba despre fiul domnului Călățeanu, cel care astăzi ne-au luat cu prezența, este un actor celebru, deja știe toată lumea, probabil că nu trebuie să-l mai și prezint, însă este alături de mine și îi spun bine ai venit, domnule. Și astăzi nu este doar despre muzică, este despre pictură, este despre sculptură. Și atunci aș vrea să vă anunț alături de mine prezența domnului Călățeanu, un domn care este prezent aproape în fiecare an la zilele orașului și mai ales în Muzeul Județean Ștefan cel Mare. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a expune pe zimele Muzeului Județean o parte din sufletul dumneavoastră. Bine ați venit! Alături de domnul Călățeanu se află sculptorul Emil Gentimir. Bine ați venit, domnule Gentimir, la Muzeul Județean. Sper că ați regăsit ceea ce ați căutat aici la noi și sper că sunteți mulțumit de cum arată expoziția pe care cu drag ne-ați adus-o. Spun cu drag și pentru domnul Călățeanu, pentru că el întotdeauna vine și aproape că este un atât de obișnuit încât suntem și noi, face parte din echipa noastră. Tot alături de noi se află doamna senator Gabriela Crețu și colegii noștri. Și colegii mei, stați o secundă, domnul Albert Grecu și domnul Marian Duniu, care sunt custoții acestor două expoziții. După cum ați văzut deja în spațiul Sălii Arta, astăzi avem două expoziții de o valoare inestimabilă,
expoziții foarte frumoase, expoziții care vă, sau sperăm că o să vă trezească niște sentimente plăcute și că veți pleca de aici cu niște amintiri extraordinare. O să-l invit pe colegul meu, domnul Albert Grecu, și ulterior pe domnul Marian Antoniu să vă prezinte puțin din cele două expoziții și apoi o să dăm cezarilor de această dată ceea ce este a cezarilor și apoi invitații să ia cuvântul și bănuiesc că și prietenii pe care iau în sală cei doi artiști vor fi sau vor dori să vorbească, să spună câteva lucruri despre cei doi, sunt convinsă că au ce spune. În sală se află și domnul viceprimar Lucian Braniște. Noi suntem parteneri în la Vierile Vaslui cu primăria Vaslui și sper că această colaborare a scos la iveală ceea ce a fost mai bun dintre ceea ce am făcut, din ceea ce am făcut noi. Și atunci, noi vă mulțumim că ne sunteți astăzi alături și îmi invit pe colegul meu să vorbească mai mult despre ceea ce înseamnă expozițiile în sine. Mulțumim! Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Astăzi, 14 august 2021, desfășurăm a doua zi a zilelor culturale ale municipiului Vaslui cu un nou proiect cultural sub egida Consiliului Județean Ștefan, Consiliului Județean Vaslui și a colaborarea primăriei municipiului Vaslui. Instituția noastră găzduiește sub tema Vaslui și oamenii săi o dublă expoziție. Poezia culorii, creații ale artistului de acum, Octavian Gălțeanu, o expoziție de grafică și pictură pe sticlă și o altă expoziție a sculptorului ieșeam prin adopție, dar pasuream prin naștere din Bahnare, o expoziție de sculptură în lemn, intitulată Măstria lemnului în formă și culoare. Cele două expoziții, am spus că se reunesc sub o temă comună, Vaslui și oamenii săi. Dacă mi-amintesc bine, Octavian a mai expus pe simezele sării ATA, ultima expoziție fiind de noiembrie 2019, Oameni, timpuri și anotimpuri. Și dacă la acea expoziție Octavian ne oferea o libertate a imaginației, de data aceasta este mai restrictiv, alăturând fiecare lucrări, câte o poezie în care țintește sentimentele, trăirile pe care le-a avut în momentul creației. Despre formele, culorile, exponatelor sale, o să aibă cuvântul Octavian și, bineînțeles, colegul meu, muzeograf Marian Antoniu. N-aș vrea să... Trebuie să menționăm pe sculptorul Emil Centimir că ne mântuim și ne bucurăm. Am reușit să îi împlinim o dorință. Dorința aceea de a expune la Vaslui. În locurile natale, aici, acasă, domnia sa, a mai expus și în alte locuri. Octavian s-a format printr-o formă ca artist, ca pictor, în timp ce domnul Centimir și-a dezvoltat vocația de sculptor, urmând cursurile Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității din Iași, de Arte Plastice din Iași. Așa că domnia sa este mai degrabă, prin definiție, prin formare, un sculptor. La Octavian e o pasiune, o pasiune frumoasă, o pasiune dificilă prin tipul de creație pe care îl face, creație în oglindă, lucrările sunt oglindă, sunt mai dificil de realizat, sunt inversul unei picturi pe pânză sau pe lemn.
E o zi deosebită, e o zi în care am reușit cu ajutorul timpului colectiv și sub egida doamnei director, profesor doctor Ramona Maria Mocanu, să realizăm o expoziție și mă bucur cu atât mai mult cu cât avem un public numeros și sper că prin această expoziție să încântăm sufletele tuturor celor care vor trece pragul Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui. Eu aș vrea să mă opresc aici și să dau cuvântul doamnei profesor doctor Gabriela Hrei, senator. Bună ziua tuturor! Mă uitați, e ok așa? Mi-a mai trecut emoția cu zgomotul ăsta, pentru că, în primul rând, vreau să mărturisesc această emoție, care nu mi-a fost generată întâi de lucrări, nici de prezența artiștilor plastici aici, ci de faptul că m-am revăzut cu Vlad. Acum vreo 20 de ani aproape, au trecut atâți ani, la LMK funcționa o trupă de teatru în jurul meu, așa, nu știu eu ce rol avea, dar acolo se adunau niște tineri pasionați și foarte frumoși, era și Cornel Porumbui, era Vlad, era Sorin Poamă, era Simona Cugelanu, erau copii frumoși care făceau teatru. Și am rămas până astăzi să facă teatru și asta mi-a plăcut foarte mult, așa încât trebuie să felicit și pe domnul Gălățeanu că a făcut așa un băiat frumos și talentat, care a crescut mare, era mare și când a terminat liceul, deja. Să revenim la evenimentul nostru. În primul rând, mă bucur că suntem mulți aici. Epidemia ne-a îndepărtat puțin de esența vieții noastre, de faptul că putem să ne bucurăm ducându-ne la un spectacol, la o expoziție, întâlnindu-ne cu prietenii, etc. Și e o revenire la normalitate pe care vreau să o subliniez. În al doilea rând, vreau să îmi exprim admirația, dacă vreți, pentru artistul plastic aici prezent, domnul Gălățeanu, din mai multe motive. Unu, o bună bucată de vreme, arta s-a desprins de frumos. Era expresivă, era nu știu ce, dar nu înțelegea ce legătură are cu frumosul. Cum și muzica, o vreme s-a desprins de melodie. Avea ritmuri, țapene, dar nu mai avea, nu mai simțeai unde e muzica acolo, unde e melodia. Ori, ceea ce face domnul Gălățeanu este să împine arta cu frumosul. Ca să ajungă nu doar la sufletul și mintea celor sofisticați care au făcut studii estetice, de artă, etc., ci să ajungă la sufletul oricărui om și cel mai simplu om, care în fața unuia din tablourile sale nu poate să spună decât că îi place. Ceea ce e lucru mare. Și la doilea rând, vreau să spun că îmi crește moralul când mă uit la domnul Gălățeanu, pentru că domnul Gălățeanu iese totuși, cică, pictor amator. Adică n-a trecut prin tăvălucul Universității de Artă, unde niște profesori serioși care știu totul, te învață ce și cum. Și din pasiune și talent a ajuns la un nivel pe care eu cred că niciun artist plastic de la cu școală nu-l va respinge, îl va recunoaște, ba chiar cu invidie uneori. Și pentru că am pronunțat cuvântul invidie, am să mă refer și la celălalt artist astăzi prezent, pentru că eu sunt și eu așa un fel de sculptor amator-trădător, și l-am invidiat că există oameni care încă sculptează. Eu n-am mai pus mâna pe bucată de lut de 5-6 ani, pentru că mi-am asumat alte obligații, dar îi felicit că sunt aici și domnului Gentilier trebuie să-i remarc și simțul ironiei pe care l-am văzut comparând titlurile lucrărilor cu lucrările propriu
propriu-zise și nu puteți să remarca dacă o să fiți atenți și dumneavoastră. Sunt fericit, să felicit organizatorii, să felicit și pe Vlad și să mă bucur încă o dată că l-am revăzut după atâția ani și după ce și-a făcut o carieră și să ne mai întâlnim la evenimente similare, cel puțin de acest nivel care, trebuie să recunosc, este un nivel foarte înalt. Și credeți-mă că mă duc la numeroase vernisaje și în București, și în alte părți. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc mult, Maria Antonio! Înainte să-i dau cuvântul colegului Maria Antonio, aș vrea să semnalez în sală prezența unui domn primar de la Nenii Noi, din Republica Moldova. Bine ați venit la noi și sper că o să vă placă ceea ce ați văzut și, totodată, aș vrea să remarcăm și prezența unei domnișoare finuțe, un copil minunat, frumușel, talentat, care este astăzi primar pentru o zi. Bianca Nețica. Viceprimar. Nu știi că eu am făcut-o primar direct. Este o fetiță pe care cred că toată lumea o știe pentru că este un pianist de săvârșit. Nu-i așa, Bianca? Am pus-o vedeți, să vedeți cât e de frumoasă și să vedeți viitorul politic al municipiului. De ce nu artistic? Da. Așa, și acum mai dau cuvântul domnului Marian Antonio să continuăm lucrurile puțin mai așa. Domnul Vlad, pardon, domnul Octav Gălățea, m-ați văzut? Ați făcut o treabă foarte bună, pare. Bine. Nu știu dacă o fi bine sau o fi rău, dar noi la Zilele Vaslui totdeauna și fără excepție promovăm artiștii vasluieni sau rădăcini în Vasluiul nostru, cel de toate zilele, oraș sau județ. Domnul Marian, aveți cuvântul. Un bun găsit din partea mea în această sală ARTA a Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, unde cred că ne aflăm între prieteni ai muzeului, prieteni ai artelor, arte care își dau mâna în această întâlnire între pictură, grafică, sculptură și adăugăm poezia, literatura și muzica prin prezența lui Vlad Gălățean. Ei bine, două expoziții care se alătură maratonului început de Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, dedicat zilor culturale ale municipiului. Felicităm pe domnul viceprimar pentru organizarea acestor zile culturale și invităm toți vasluienii să fie părtași la toate activitățile desfășurate în aceste zile. Poezia culorii, așa cum bine știți, s-a menționat, domnul Octavian Gălățean este un familiar al muzeului nostru, este la a treia expoziție personală, a cincea expoziție. Acum, spre rușinea noastră, da, deci familiar al muzeului, toate lucrările dumneavoastră sunt încărcate de metafore, pornește de la imagine pe care o trece prin suflet, prin propriul spirit, o gândire pe care o metamorfozează. La prima vedere, mulți spun, este vorba despre o grafică la care se adaugă o culoare. Nu e numai atât. E o tehnică foarte grea, dificilă, în spatele acestor lucrări. Se lucrează pe spatele sticlei, direct pe spatele sticlei și în momentul în care poate ceva merge. Acea greșeală nu poate fi reparată printr-o altă tușă, ci trebuie șters și reluat de la capăt. Am mai vorbit despre tehnica aceasta a picturii sub sticlă pe care domnul Octavian Gălățean o practică. Ea înseamnă multă dăruire, muncă, este izvorită dintr-o pasiune și un talent născut. Fără acestea nu ar merge nimic. Și sper să vă bucure această expoziție personală
a poeziei culorii, pe care noi am încercat să o etalăm tematic, pornind de la natură statică, la compoziție, compoziție de portret interpretat și ajungând până la metaforă, morfozele pe care artistul ni le propune prin imaginile sale și, în ultimul rând, peisajele cu care ne-am învățat. Peisaj atât al vasului, cât și ale muzeului satului, dar văzut ca un sat natal, ca pe o asimilare a tot ce înseamnă prezența rusticului, viața fiecărui. Moisea în lemn, în formă și culoare, a Domnului Emil Gentilie. Așa cum bine observați și în aceste lucrări de talante în sala Arca, forma aici își caută o relație cu spațiu. Domnul Emil Gentilie, urmărind înscrierea acesteia prin proporții, prin modul în care înțelege să modeleze lemnul într-o nouă semnificație. Că de multe ori intuim că pornește de la bucăți de lemn rezultat al unor decupaje dintr-o formă mai mare. Dar această formă se metamorfozează la rândul său cu ajutorul taltei și se ajunge la o nouă înțelegere. Iar în expoziție, este o lucrare, maternitate, care se află acum în stânga noastră, care chiar ilustrează etapă de lucru în prelucrarea acestei materii. Alături de sculptorul Emil Gentilie se află profesorul universitar dr. Constantin Clandeliș, profesorul în Iași, căruia o să-i dăm cuvântul să ne vorbească un pic despre creația domnului Emil Gentilie. Aș vrea ca să spicuiesc câteva rânduri de pe o foaie care a făcut-o aseară despre sculptorul Emil Gentilie, amintesc, coleg mai vârstă ca mine și prieten, și am rămas profund emoționat, nu știam de lucrările dumneavoastră, din atelier, dar multe dintre ele le-am văzut și eu prima dată aici. Mă scuzați, țineți un pic microfonul mai mult. Da. Așa e de bine. Prin expoziția de față a pistului Emil Gentilie ne aduce spre contemplare momente abstracte ale vieții pe care experiența le-a asociat aspectului sensibil al realului, el reprezintă viața reală, concretă, prin restituire, transformare și recombinare a aspectelor sensibile cu actualizare pentru contemplarea estetică. Fiind o contemplare a vieții, sculptura își găsește măsura în natură, în viața noastră cotidiană. Într-o perspectivă directă, la prima vedere, s-ar putea spune că imaginile care trăiesc în noi nu sunt decât ecoul lumii exterioare, sesizate direct sau păstrate în memorie. Imaginile despre formele exterioare, cât și cele provenite prin intermediul visului, vizibilului, dormitului, ideilor religioase, au constituit și constituie o preocupare permanentă în creația sculptorului Emil Gentilie. Astfel, lucrările prezentate ale cărora vecini sunt universul vizibil, mai mult sau mai puțin ca o reprezentare a lui și, în același timp, într-o lume a artistului, cu emanații ce pot fi asemuite unui drum pe care îl parcurge în timp, pentru recuperarea comorilor ce se găsesc în prețioasa moștenirea umanității, Emil Gentilie aduce prin materialul care este un material bun lemnul, noi imagini. Sunt imaginile pe care le creăm, de fapt, noi, de fiecare dată când vedem o formă, la prima vedere, la prima întâmplare, la primul contact cu un obiect, cu o formă din natură. Formele fiind concepute pentru un material finit, lemnul, își subordonează propriul spațiu, fiind puse în valoare de o forță vitale ce emană din interior și care exprimă plenitudine, optimism. Sculpturile devin simboluri. Pasăre, sugerând zborul, geneza, icar, masculinitate, rugă, maternitate. Și aici vreau să menționez preocuparea
artistului pentru a subordona formei spațiului. Vedeți că sunt lucrări care incorporează spațiul, lucrări intrafor, care incorporează un alt spațiu, îl subjugă formei. Făcând în așa fel încât lumina să participe la punerea în valoare a lucrării. Dar în același timp sunt lucrări monoaxiale, care sunt concepute ca să se înscrie în spațiu prin simpla formă arhitecturală. Deci ele stăpânind într-un fel relația dintre spațiu și lumină și de care de fapt nu sunt lucrări de interior. Maestru practic propune în această expoziție lucrări care să fie mărite la scară monumentală, eu știu, de 10 metri, de 5 metri, de 6 metri, care pot fi lucrate în lemn, într-o tabără de structură, dar în același timp, pe același fluid al lemnului, pot fi transpuse în metal și oricând să mobileze un spațiu urban, într-o clădire modernă, închipuiți-vă lucrarea din față, profilată la vreo 6-7 metri din metal, pe o clădire cu geamul de sticlă, o glindă. Ce frumos ar vedea. Și multe din alte lucrări care iarăși ar sta foarte bine în spațiul public. Frumusețea formelor compozițiilor rezultă atât din protuberanțele volumenice, cât și prin expresia consistenței în exploatarea formei naturale a materialului, lemnului. Alegările articulații posesoare de tensiune expresivă dau plasticitatea lucrării. Maestrul lasă și unele lucrări urme de daună, sugerând în același timp duritatea materialului, dar în același timp și forma, plinătatea volumului. Dar la unele lucrări insistă cu un finisaj dus spre extrem și adaugă prin acesta, în afară de gol, care poate subjuga lumina formei, adaugă și puțină culoare. Și foarte multe lucrări au și culoare, care pun în valoare întreaga compoziție. Cred că lucrările spun mai mult, maestrul poate oricând da mai mult și ar fi de dorit ca o tabără mare de structură sau o lucrare din acestea să își găsească loc în spațiu la suia. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut un moment. Mulțumim frumos! Și atunci o să le invit pe domnul Popoiu. Bănuiesc că v-ați pregătit pentru unul dintre colegii, de unul dintre prietenii pe care avem astăzi alături, nu? Da, bănuiesc bine. Domnul, da? Despre... O să mă refer puțin la fiul artist. Da. Pentru că... Pentru că din experiență știam ce mă așteaptă în materie de antevorbitori, mi-am luat măsuri și am premeditat această intervenție, punând câteva gânduri pe hârtie. Sper să mă scuzați pentru asta. Iată, de la a cincea expoziție Octav Gărățeanu la Vaslui. Am avut timp să recunoaștem talentul și am curajul să o spun, harul. Încet, dar sigur, Octavian Gălățeanu a intrat în lumea artei clasice vasluiene. El a avut și are o șansă uriașă. Șansa unei configurări artistice, a unei evoluții din spațiul tihnit al acestui oraș spre simezele naționale. Și Octavian Gălățeanu trebuie să meargă mai departe. Artistul nu are ce pierde, că s-a descoperit deja de mult. Arta sa se transpune într-un timp ce nu este decât al lui, iar privirile sunt curate de contururi topite de vacă de lunga mânghiera timpului. La Octav Gălățeanu găsim și zâmbet, și tristețe, și rază de soare, și melancolie, toate răsfânte din sufletul omului. Artistul ne oferă o durată de momente împărtășite pe care le savurăm, iar apoi ne însușim, ele devenind ale noastre. El vorbește fără saț, cu imaginația noastră, e sensibil, dar puternic în imagini. Lucrurile lui degajă când energie, când umor, când delicatețe, când frenezie și, de cele mai multe ori, câte puțin din fiecare. Ce reușită poate fi reușită mai mult de un artist? Știu și simt că arta lui Octavian Gălățeanu face parte din cele care vor rezista timpului. Și un final care nu o să-i placă,
Cât despre poezie, domnule Octav Bălățean, am să vorbesc cu altă ocazie și într-un alt context, știți dumneavoastră de ce. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul profesor, mi-ați ridicat mingea la fileu, că aveam exact același lucru de spus. Pe domnul Gălățeanu, încă de la prima expoziție, l-am îndemnat să strângă gândurile așternute pe hârtie într-un volum. Sper că și va în calcul acest lucru și o să beneficiem cât de curând de acest lucru și mai ales, tot la primele expoziții, am discutat despre un album, un catalog al lucrărilor sale. Nu știu dacă a reușit să le fotografieze pe toate sau să le mai țină minte pe toate, pentru că sunt foarte multe. Și, dar măcar o foarte mare parte dintre ele, sper că sunt acolo unde trebuie. Și dacă altcineva se poate, teoretic, ocupa de volum, noi sigur ne putem ocupa de pictură, de catalog. Dar, așa cum am discutat încă de la început, eu sper să o și facă și să, la alte zile ale Vasluiului, anul viitor sau când o nu fi, sau la altă expoziție, să avem și aceste două, eu știu, puncte de reper ale creației artistului Octav Bălățeanu, așa fel încât să putem face mai multă promovare decât aceasta în sala alta sau prin intermediul rețelelor de socializare, pentru că, așa cum știți, de fiecare dată noi suntem live pe Facebook de fiecare dată când avem evenimente. Domnul Gentimir, îl cunosc de acum, la i-am văzut lucrările, și având în vedere faptul că dumnealui are un alt tip de abordare și a făcut și școală serioasă pentru a ajunge la un nivel, bineînțeles că talentul este major în cazul amândurora, dar domnul Gentimir, pe care în calcul aceste două aspecte legate de expunerea pesimeze și cea de catalog. Și atunci m-am să mă opresc aici și am să-i dau cuvântul în ordinea alfabetică, ca să nu se supere domnule Gălățeanu, așa, și apoi îl invita și pe domnul Gentimir să își expună munca, acea muncă sisifică care stă întotdeauna în spatele a ceea ce primim noi, să expunem pe simeze sau pe lucrările acestea de sculptor. Domnul Gălățeanu, aveți cuvântul ca de obicei și atunci după aceea o să îl invit și pe domnul Gentimir să facă același lucru. Iată-mă la cincea oară în fața dumneavoastră și, bineînțeles, de cinci ori mai emoționat ca altă dată. Vă mulțumesc că încă o dată m-ați primit în peisajul ăsta nemaipomenit, care este Muzeul Județean Vaslui. Mulțumesc colectivului muzeului. De asemenea, oamenilor buni, în primul rând, și importanți, care au ținut să fie prezenți la vernisajul expoziției mele. De asemenea, îi mulțumesc colegului Gentimir, pot să fiu colegul, mulțumesc, pentru faptul că, uite, am posibilitatea să expun alături de un artist în toată puterea cuvântului. La ceea ce fac eu, am să fac referiri scurte, mă gândesc că dacă am pus pe sticla mea o floare, e ca și cum aș fi pus-o într-un ierbar. Dar valoarea ei, deci mă gândesc că pe sticlă îi dă mai multă viață. Deci ea rămâne colorată, nu veșteșită într-un ierbar. Iar imaginea chipurilor, a femeilor, cum să nu le placă femeile? Ne plac femeile, la nebunie. Florile, ne plac peisajul pe care îl aduc în prin planul lucrărilor mele, este într-adevăr peisaj bătătorit cu tălpile mele la țară, peisaje citadine pe care viața m-a dus
să urăsc orașe frumoase, țara asta frumoasă în general. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Dacă în cadrul domnului Octav este vorba de autodidact, la domnul Gentimir este vorba de educație propriu-zisă. Domnule Gentimir, când ați venit la noi, mă bucur că ați acceptat să expuneți în sala alta și vă invit să ne spuneți câteva gânduri din partea dumneavoastră. Încep să răspund, să mulțumesc în primul rând tatăl formă de județul Brașului, al orașului, al muzeului, că m-au primit și am putut să expun această expoziție, aceste lucrări în cadrul muzeului județean. Lucrările de la sine, fiecare cum o poate interpreta, e o discuție separată pentru fiecare lucrare în parte. Dar fiecare poate să tragă concluzia asupra fiecare lucrări. Eu pot scot în evidență că acolo am o lucrare, care nu este de fapt a mea, a nepotul meu, de începând de la desen, de joacă, și pe urmă cum cioclește și după aia realizarea lucrării. El având, el este. Da, este un debutant în... Vă doresc vizionare plăcută și tot ce vă doriți. Mulțumesc! Bravo, Dorcăului, foarte bine. Văd că talentul se moștenește, să zicem, nu? Domnul Gentimir. Da. Să sperăm că și cu alte ocazii veți dori să mai spuneți la Vaslui și încă o dată mulțumiri pentru că ați ales să expuneți în sala alta, la fel și domnule Gălțeanu, suntem mulțumiți de faptul că este a cincea expoziție și evident nu este ultima. Și nu în ultimul rând o să mulțumesc lui Vlad Gălțeanu, care le-a încântat încă de la început și o să o și mai facă, presupun că o să o facă. Pentru că, după cum vedeți astăzi, arta sub toate formele ei și a dat întâlnire la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, în sala noastră Arta, alături de prieteni minunati, de oameni care ne-au fost alături la expoziții, la vernisajele acestora. Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei că se străduiesc de fiecare dată să muncească în așa fel încât tot ceea ce este în jurul dumneavoastră să transmită ceva dincolo de estetică. Îmi invit pe Vlad să ne mai încânte, noi o să ne retragem spre public, să zicem așa, că și noi suntem public, dar ne retragem așa în partea cealaltă. Și Bianca, la fel, o să o așteptăm să ne mai cânte și la pian, când o să mai avem evenimente, că e păcat să știi să faci ceva și să mă faci. Și, după cum ați văzut, nepotul domnului Gentimir este viitor, Vlad la fel, Bianca la fel, rămâne pe mâini buni, așa zicem, să zicem, nu? Vlad, ai microfon. Mulțumesc! O să spun și eu două cuvinte, înainte de a cânta, nu vreau să monopolizez atenția. Ce vreau să vă spun e că o să vă cânt în continuare două piese pe care le-am compus eu și aș vrea să le priviți ca pe niște, că toți suntem la un vernisaj, ca pe niște tablouri, dar puse pe note și pe cuvinte, cumva. Pentru că așa le-am gândit. Am avut niște imagini în mintea mea și eu sunt succesiuni de imagini, succesiuni de tablouri. Sper să vă placă. Prima se numește Nu știu ce va fi. Thank you.
Iulian, pe cer, orașul la parte și ploaia care fuge pe umbrele. Eu pe drumul meu, tu pe drumul tău, de când ți-am spus senin, la revedere. Și nu știu ce va fi dacă te voi întâlni din întâmplare într-o zi. Azi a rămas din noi doar o privire înapoi și știu că nu știu ce va fi. Două mierele în zbor, ascunse de un nor, și ceața dimineții care vine. Eu pe un peron, cu note în creion, scriu un cântec, însă nu e pentru tine. Și nu știi ce va fi, dacă iar mă vei trezi cu un telefon în zor de zi. Tu crezi că vocea ta ar putea schimba ceva? Eu știu că nu știu ce va fi. Iași. Și este tot așa, un film. Iași privește ceasul negru elegant. Are în ochi un ton de sand exuberant. Iași îndreaptă pașii repezi pe alei, urcând către parcul neumbrit de tei. I-aș scrie un cântec, dar n-am idei și nici măcar n-am numărul ei. Să-mi vine cu producția de cereale și carne.
În producția de țepe suntem toate pe primul loc în lume. I-a depășit pe american, fără rușine putem spune. Dar există probleme și industria de țepe se ridică picioare, voie rușunea trepe. Nu mai avem lemn de pat, producția asta grează de ieri. Iar stejar cu țepe și doamne, ținem doar pentru boie. De aceea propun să facem țepele din lemn de prun. Totul să meargă bine, ți-ar fa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Ți-ar fa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu clima și ambientul, să se trimită cadre, să se specializeze. Economia de lemn să nu se neglijeze printr-o reproiectare justă, să se elimine orice sofist. Piesa lui Andrieș, care mie îmi place foarte mult, se numește Mâine. O piesă mai, cum să zic, mai sensibilă. Da, cândva te bucurai, doar când mă vedeai, zâmbeai și alergai. La mine azi totu-i măsurat și cronometrat. Nu încerca să-mi spui că-i bine, știu. Toți copiii cresc, eu obișnuiesc să trăiesc tine. Hai să nu ne mințim, amândoi știm că trișăm, dar fiindcă e comod așa. Cândva mă bucuram, doar când te vedeam, zâmbeam și alergam. La tine azi. O să vă mai cânt un blues al meu și încă o melodie și după aceea încheiem. Să nu devină concert în loc de... Domnul, dacă îmi dați voie, ca un program anume ce domnii de la Linie, am să-l invit pe domnul primar să spună două cuvinte. Sigur, și apoi continuăm. Este musafirul, e păcat să nu ne și împărtășească două, trebuie vorbe din ceea ce a văzut la noi aici, nu? Bine ați venit, domnul primar. Bună ziua! Am fost pregătit de microfon, la ora 10 m-am aflat că voi veni în acest muzeu. Dar, utilizând acest microfon, vreau să spun un salut din orașul Adininoi, oraș înfrățit cu municipiul Vaslui din luna martie, anul curent. Vreau să spun că m-am simțit foarte bine la această expoziție, dat fiind faptul că nu sunt om de artă, nu mi-am dat seama tot ce se petrece aici. Dar ascultând recenziile, ascultând explicațiile, jos pălărie, maestri, foarte frumos și foarte complicat, presupun că ați făcut aceste tablouri. Avem și noi, în Alinii Noi, persoane de artă, pictori, sculptori, care cred că ar avea și ei nevoie de o recenzie. Și sperăm că poate pe la anul viitor o să expunem și noi aici, dar cred că inițial ar fi colecție să-i vedeți. Deci vă invităm la Alinii Noi,
Cu drag, cu plăcere, vă doresc succes în continuare și mulțumesc! Mulțumim tare mult! Și bine ați venit la noi, vă mai așteptăm și cu altă ocazie și o să facem schimburi culturale, pentru că e păcat ca Prutul să ne țină așa departe o idee alții. Mulțumim încă o dată pentru prezență și sperăm că v-a plăcut la noi. Domnul Vlad, aveți din nou microfonul. Mulțumesc! Cântă-i pentru pulmoare.
ce să dăm cu bani? Nu, ce-i cu noi, bă? Pentru ce să dăm cu bani? Ale satului mari fete, bărghete, ies la gard pe serat. Am văzut aici într-o noapte niște fapte care m-au scandalizat. Dar în zori încep cocoșii, păcătoșii, ca să facă ea scandal. Sunt în saturi de viața și dulceața raiului patrial. Au, de-aia zic eu, vezi prin urmare, vorbă mare, că de-acum să mă dai. Nu mai trebuie altă cură în natură. Și dați-mi și cinematograf. Și bingo! Dați-mi, dați-mi strada îngustă, unde gustă omul viața mai din plin. Cu trăsuri femei cochete și cu fete încălzate cel puțin. De ceea ce au realizat colegii mei. Domnul Gălățean, nu puteți să nu fiți mulțumit de concertul fiului dumneavoastră, ar fi anormal, adică, totuși. Așa, și încă o dată mulțumesc tuturor celor care astăzi ne-au fost alături, însă n-am să chei decât prin a invita pe cei care doresc să vorbească despre unul dintre cei doi artiști, pentru că am primit o solicitare, dacă mai este valabilă, veniți alături de mine, vă rog. Și apoi după aceea încheiem. Mulțumesc! Onorată asistență, dragi artiști! Zilele acestea se desfășoară o sumedenie de activități culturale în minunatul nostru oraș. Cu această ocazie am bucuria să vă spun câteva versuri pe care le știu din fraze de pruncie despre acest oraș. Mi-e drag să privesc din balcon uneori peste orașul meu, să văd cum îi cresc înălțimile în zbor și e nou mereu. Ne place aici, în bătrânul oraș, se-a întinerit și mâine ca azi frumuseți vom dura și îl vom înălța. Asta ca să fac simbioza între ceea ce reprezintă pentru noi această urbe și ceea ce reprezintă pentru noi și această urbe, opera artistului Octavian Gălățeanu. El asta face, înalță și înnobilează spiritual orașul Vaslui și pe cei care își duc traiul aici. Despre omul și artistul Gălățeanu se pot spune multe. Despre operă mai puțin, că nu sunt critic de specialitate, dar vorbește de la sine. Atât cât l-am cunoscut eu și chiar dacă m-am mai înșelat în viață la anume persoane, la el sunt absolut convins că nu. Este un munte de bunătate, de omenie și de talent. Ce-i drept, îl ajută și Gena,
Îl ajută și muzele, că e băiat frumos. Îl ajută și munca și sudoarea dumnealui, vă mulțumesc frumos. Dar, cel mai important, vorba dictonului, harul de la Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu, să nu uităm, fiindcă suntem pământeni, suntem muritori, dacă nu ai har și talent, poți să muncești pe brânci, nu atingi cotele unui profesionalist adevărat, profesionalism adevărat. Ce să zic? Ca să nu vă mai țin mult, că vă fi dor de o berică, de un mic, de ceva, i-am găsit și un pseudonim, fără să se supere pe mine, așa am în inima mea, Octavas. Octavas lui. Ce să spun? Închei cu tot cu patru versuri, cum am început. Este un om obișnuit, mănânc, doar, mai visează, însă nimeni nu îl trece la cum scrie și pictează. Vă mulțumesc frumos! Și la încheiere o să invit pe domnul Gălăseanu și pe domnul Gentimir, alături de noi aici, de mine și de Vlad, să-i aplaudăm încă o dată, pentru că aveți pentru ce și aveți și de ce. Să vă mulțumim că doriți să ne fiți alături și să expuneți în sala asta la Muzeul Județean Cumpa cel Mare din Vaslui, lui Vlad, că ne-a încântat cu muzica sa proprie și pe celelalte pe care noi le-am recunoscut ar fi destul de cunoscute și destul de, eu știu, proprii la anumitor vârste, pentru că, deși ele par universale, sunt anumite, e anumit segment de vârstă care este foarte apropiat de ceea ce a cântat mai devreme. Și ce să vă spunem mai mult decât sperăm să fiți încântați de cele două expoziții pe care noi astăzi vi le-am expus pe Simeza. Și, totodată, vă invităm să vizitați muzeul, dincolo de cele două expoziții în sala Arta, muzeul este deschis, pentru că întotdeauna, la zilele Vasluiului, muzeul este deschis fără și de accesul se face în mod gratuit, pentru că așa este normal, vasluienii să vă beneficieze de ceea ce, de moștenirea lor culturală. Și, ce să vă spun, mulțumiri că sunteți întotdeauna alături. Mulțumesc colegilor că și-au făcut treaba exemplar și vă așteptăm și mâine la expoziția din sala Multimedia, pentru că avem și mâine o expoziție. În consecință, vă așteptăm cu drag la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui să-i călcați pragul, iar noi vă așteptăm cu brațele deschise.